Este un lucru cunoscut că românii au mereu puterea de a face haz de necaz, așa că înainte ca fenomenul stand-up comedy să cuprindă România, în 2001 la Prima TV apărea Bank Show, un concurs la care oamenii veneau din toate colțurile țării pentru a-i amuza pe telespectatori și nu puțini au fost cei care au reușit să rămână în mintea publicului și să devină mai târziu nume mari în industria de divertisment. Nadine își amintește cu drag momentele în care aducea în casele românilor unul dintre cele mai tari show-uri de divertisment. De la pierdut peruca pe scenă în timpul filmărilor, la căzut hainele de pe mine în timpul filmărilor, știi că rămâneai în tot felul de poze, eu nefiind dansatoare la bază, pentru că nu-mi plac bancurile. Și îmi spuneau finalul, acum râzi, Nadine, râzi acum, mai puțin că nu e atât de amuzant. Eu sunt foarte emoționată de ceea ce va urma pe cuvânt. Sincer, sunt foarte emoționată. Ah, da. Ne poate ajuta și Dan Fințescu, dar putem spune și noi înaintea lui. Urmează finala, urmează. Și numai Dan ne poate ajuta? Nu. Urmează finala. Urmează finala și ne va ajuta Dan Fințescu. Dacă ar fi să trec în revistă toate emisiunile pe care le-am făcut la Prima TV, trebuie să vorbiți cu șefii, să vă facă știrile mai lungi. Dar aș vrea să le atrag atenția ăstora mai mici, că nu e televiziunea atât de rea cum o consideră ei și nu e toată șmecheria pe net. Mai e șmecherie și la Prima TV. Toată ziua eram pe platou și după aia în oraș la distracție. Nu știu când dormeam. Totul făceam împreună. Realmente eram ca o familie. Eram tineri și eram plini de viață și optimiști și făceam lucruri frumoase. Concurenții veneau din toate colțurile țării ca să-i facă pe oameni să râdă. Concurentul care deschide această ediție este Clementa Berguci, pensionară din Vidra. Celebrul Cătălin Dezbrăcatu, pe numele lui real Codruț Chegeș, și-a amintit pentru noi toți un banc celebru. Dacă nu spui bancul, să nu mai vorbești cu mine! Da. Bancul se numește Fâfâie Părul. Era un fâfâit care se cătătorise și era în luna de miere cu soția. Și soția... M-am zis că eu în dormitor, când am intrat, nașii mei mi-a cumpărat apartament cu 4 camere, mi-a pus termopangrețe, faianță, am deschis ușa mare, că am avut ușa mare de aia de tine. Când am deschis ușa, m-am zis că eu în dormitor, la locul nașii mi-a pus o tecluță de aia mică. Vreau să-mi fâlfâie părul. Fâlfâie părul, deschis termopan, toate geamurile, fâlfâie părul, fâlfâie părul, m-a pus... Pe picioare, că era foarte pensionat, frumoasă, știi? Zice, vreau cu tunete. Când am fost cu tine, aveam instalate mari de pom, tai firele bag în priză, aveam de asta 484 de metri, m-a fost la ofertă. Zice, vreau cu ploaie. Eu un furtun, că aveam încă un furtun, apometri, bag în furtun, tăiam fir, fâlfâie părul, tunam, pe picioare, fâlfâie părul, tunam, pe picioare, și ăsta plictisit, spune. Și te-ai culcat cu ea, și tunam, dar ce erai nebun pe furtuna aia. De 20 de ani, Prima TV.